Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Un urs prins în laț în Cașin. Ministrul transporturilor pe șantierul centurii Bacăului. Lucrări de modernizare și reabilitare în Moinești. În localitatea Cașin, lângă Onești, a fost observat un urs prins în laț. La fața locului s-au deplasat polițiștii și jandarmii pentru asigurarea măsurilor specifice de protecție a cetățenilor din zonă, împiedicarea pătrunderii unor persoane în apropierea ursului și izolarea locului. Echipe de intervenție din cadrul administratorului fondului de vânătoare, precum și ai Direcției Sanitar-Veterinare Bacău, au acționat pentru tranquilizarea animalului și salvarea acestuia. Oamenii legii reamintesc că practicarea vânătorii cu lațul constituie infracțiune de braconaj, iar fapta este pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Fenomenul urșilor care merg la plimbare prin municipiul Onești, dar și în zonele limitrofe, este de-a dreptul îngrijorător. Zilele trecute, un moneștean a postat pe rețelele de socializare imagini cu un urs care ieșise la plimbare pe străzile din municipiu, care a stârnit teamă și indignare printre oneșteni. Doar în acest weekend a fost semnalată prezența urșilor în comuna Bogdănești, din județul Bacău, în stațiunea Predeal și în Brașov. Așteptăm comunicatul oficial prin care să aflăm de la instituțiile statului ce măsuri intenționează să ia pentru a stopa acest fenomen care a crescut de la un an la altul. Ministrul transporturilor Răzvan Cuc a fost într-o vizită de lucru pe centura Bacăului, acolo unde au fost turnați primii kilometri de asfalt. În cadrul vizitei sale în Bacău a anunțat și că licitația pentru autostrada Brașov-Bacău este în fază finală, urmând a fi anunțat câștigătorul. Detalii în materialul următor. Toate ieșirile mele publice am sprijinit mediul de afaceri românesc, l-am lăudat, avem doi constructori buni. Dar pe de-o parte l-avem pe domnul Umbrărescu aici, care lucrează pe centura Bacăului, pe Craiova-Pitești, pe centura Rădăuțiului, și mai avem o altă firmă care, aș spune că și-a revenit, Rameco, fosta Sina, care lucrează pe autostrada Transilvania, la fel, impecabil mobilizat, se lucrează zi și noapte pe șantier. Numai aceste firme le laud, mă rog, și laudele sunt pe deplin meritate, ci și celelalte firme mai de mici dimensiuni, de multe ori m-ați văzut pe șantiere, discutând cu antreprenorii străini care uită să facă plata subcontractorilor români să-și plătească la timp firmele, pentru că noi ne dorim un mediu economic sănătos în România. Am văzut că ONG-urile susținute de cei de la USR mă critică foarte des pentru lucrurile astea, dar nu e nicio problemă, eu continui să le fac orice risc, pentru că noi vrem să avem un mediu sănătos economic de construcții și să mai creștem și alte firme. Pe lângă Umbrărescu, pe lângă Trameco, să mai crească și alte firme care pot intra ușor-ușor și la alte obiective mai mari sau în asociere, de ce nu, și la autostradă. Deci în mine au cel mai bun avocat și susținător. Nu înseamnă să nu se înțeleagă că am o problemă cu firmele străine, am o problemă cu firme care nu lucrează și, așa cum spuneam, care în loc să vină cu utilaje și forță de muncă în România, vin cu avocați, cu presiuni pe cale diplomatică și pe alte căi care să genereze nemunca, da? Și implicit nemuncind, nici nu pot finaliza în timp obiectivele. Iar acei avocăței șmecheri cu firmele astea care vin cu două laptopuri și o mapă, în general urmăresc câteva clauze în contract să mai facă niște claim-uri, acei bani nemunciți, pe care de altfel românii nu-i fac. Nu fac, dar românii stau, muncesc și fac treaba lor. Nu am cum să nu laud și cum să nu susțin, pentru că totul este, cum să vă spun, cifrele ne arată și cifrele vorbesc, cifrele nu mint. Românii, din punct de vedere, au terminat lucrări de investiții la timp, calitativ, ba nu, chiar și mai devreme. Că aici suntem pe lotul unui antreprenor care pe tronsonul București-Ploiești a terminat înainte de termen o lucrare. Da? Deci, în condițiile astea, nu avem cum să nu ne mândrim cu astfel de firme și să le fie rușine celor care contestă firmele românești, pentru că sunt foarte mulți. Am văzut, eu nu pot să uit episodul 15 martie, când după ce am plecat de pe acest șantier, unde erau, mi-am amintesc, în acel moment 5 foreze, la nici câteva ore, chiar și fostul premier, Victor Ponta, spunea, postat pe Facebook, că fac circ și că se aduc utilajele doar în momentul când vine ministrul pe șantier. Păi cum susțin noi capitalul românesc? Cum vrem noi să dezvoltăm România? În condiția în care eu, da? Eu, ca ministru, vin aici și certific o realitate pe care dumneavoastră o vedeți. Și cine în România nu știe pe Umbrărescu cât este de serios și cum lucrează? Și unii doar ca să se urce așa, pe un subiect, mint cu nerușinare, lucru preluat și de către cei de la USR, da? Și spun că s-a luat utilaje și a plecat. Deci, pe de o parte, guvernul PSD susține antreprenorii români și îi ajută, pe de altă parte vedem această efervescență a oamenilor ăștia politici care își vor binele doar lor personal, îi contestă
ori de câte ori au șansa să o facă sau cum le cade lor bine ca să mai genereze un subiect de presă? Subiectele, eu mă ocup doar de partea de deblocare și de eliminarea inerției administrative. Pot să răspund la... referitor la expropieri, sunt, aș vrea să fiu bine înțeles, sunt trei paliere. Sunt trei paliere, imobile cu destinație locuințe, imobile cu destinație terenuri și expropieri suplimentare. Imobile cu destinație locuințe au fost finalizate, sunt în curs de plată, 22 de imobile, 21 pe Letea Veche și 1 pe Săucești, au fost validat dreptul de proprietate. 16 au primit recipisa, deci consemnată plata, sumele de plată. Diferența, 5 care încă nu au consemnată suma de plată, ține de efectiv de proprietar, respectiv unul dintre are poprire la ANAF, cam astea sunt exemplele. Pe palierul 2 referitor la terenuri, sunt în curs de întocmirea documentației cadastrale, documentații pentru depunere la CNAIR, făcută de societatea care se ocupă prestarea de servicii. Un alt lot a fost depus către CNAIR de 480, se așteaptă ieșirea hotărârii de guvern. Iar pentru 33 din vechea hotărâre au început consemnările de plată la CEC. Un absolvent din Onești, primul admis la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Constanța. Maximilian Cautiș, fost elev al Școlii Gimnaziale Ghiță Mocanu din Onești, a fost admis la Colegiul Militar din Constanța cu media cea mai mare, 9,51. În clasa a 9-a sunt înscriși 120 de elevi la Colegiul Militar de Prestigiu din orașul de la Marea Neagră, iar deschiderea festivă a noului an școlar s-a desfășurat cu un ceremonial militar emoționant pentru părinții prezenți. Elevul oneștean care vrea să urmeze o carieră militară are colegi din toate județele țării, din Brăila, Galați, Suceava, Maramureș. Tot în Moinei se amenajează o bază de tenis și agrement. Este o investiție realizată în urma unui parteneriat public-privat. Detalii materialul următor. Văd aici șantier în lucru, denumire și adresă obiectivului, instruire, bază sportivă și agrement. Da, instruire, bază sportivă și agrement. E vorba de tenis, de câmp. Băiatul meu a fost jucător profesionist, a venit în oraș de 3-4 ani. Cu ajutorul primăriei a făcut o echipă de vreo 30 de copii care face tenis în zona aici. De performanță? De performanță. Acum e de amator, dar cu ideea de performanță. Am înțeles. Am depus... Și practic ce va fi aici? Deci un teren de tenis, o piscină încălzită și o sală de fitness, toate acoperite, care se funcționează tot anul. Un club, ca să zic așa. Da, un club de tenis și de agrement, chiar așa se numește. Bază sportivă și de agrement. Am depus la primărie un proiect care ne-a fost aprobat până la urmă. Am primit ajutor de la primărie și sprijin. În ce sens a fost? În sensul că ne-a fost dat acest teren pe 49 de ani concesionat, adică să avem siguranța investiției și acum ne-a mai ajutat cu unele sfaturi, cu idei, cu controle, cu ce trebuie făcut, cu legea care trebuie făcută, cu susținere, sigur, cu suport din partea dumneavoastră. E foarte greu, dar fără susținere. Când estimați că va fi gata această lucrare? Estimăm în două etape. Să terminăm terenul de tenis. Sperăm că în două săptămâni putem să spunem că avem un teren de tenis și după aceea să încercăm să luăm niște fonduri pe care să facem mai departe modernizarea construcției. Sperăm ca toată să fie cel mult într-un an jumătate gata. Dumneavoastră, când ați început lucrările? Pentru că le văd avansate. În iunie am început. De vreme, ca să zic, așa, cu câteva luni. Da, câteva luni, dar au fost multe probleme și... Ține în pumne atunci și vă dorim succes aici, să iasă totul bine. Mulțumim și vă așteptăm la inaugurare. Cu drag, cu drag.
Polițiștii de la rutier au desfășurat activități specifice pe raza județului Bacău, iar în urma acestora au fost depistate 10 de infracțiuni la regimul rutier, șoferi care s-au urcat băuți la volan, ori persoane care conduceau mașini pe drumurile publice, deși nu aveau permis de conducere. În urma acțiunilor polițiștilor rutier, un bărbat de 61 de ani din municipiul Bacău a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autovehicul sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,67 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferului s-au recoltat moste biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, iar pentru fapta sa s-a ales cu dosar penal. În localitatea Podul Turcului, tot în cadrul acestor acțiuni, polițiștii au oprit în trafic o femeie de 36 de ani care s-a urcat la volan deși nu avea permis de conducere. Femeia s-a ales și ea cu dosar penal. Municipiul Bacău a împlinit 611 ani de atestare documentară. Bacăul a fost atestat documentar prima oară la 6 octombrie 1408 ca oraș și punct de vamă într-un document emis de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Important centru comercial și vamal prin tradiție, dar și ca urmare a dezvoltării sale economice treptate, Bacăul apare frecvent menționat ca târg în secolele 17-18 în diferite documente, având și rol de târg domnesc, iar în primele decenii ale secolului al XIX-lea se situa între orașele de frunte ale Moldovei. A fost declarat municipiu pe 17 februarie 1968. La recensământul populației din anul 2011, Bacăul număra 144.307 locuitori. Situat în centrul regiunii nord-est, Bacăul de astăzi se distinge prin industria aeronautică alimentară, prin piața materialelor de construcții și industria IT. Din păcate, anul acesta, zilele Bacăului nu au avut loc din lipsă de bani. La Bacău a fost inaugurat cel mai mare monument de efort public, România Biruitoare, dedicat României Mari. La ceremonia de dezvelire și inaugurare a monumentului a fost prezent și vicepremierul României, Daniel Suciu. Cu ocazia venirii în municipiul Bacău, vicepremierul Daniel Suciu a făcut o vizită și la Spitalul Județean, unde a verificat stadiul lucrărilor de modernizare a clădirilor vechi ale unității spitalicești. Detalii în materialul următor. Da, am auzit multe prostii, chiar foarte multe prostii în ultima vreme. Una dintre marile prostii e că guvernul României nu investește în sistemul de sănătate. Să mă ierte bunul Dumnezeu, dar anul acesta avem cel mai mare buget pentru investiții în sănătate după 1989. Niciodată n-au fost atât de mulți bani investiți în sistemul de sănătate. Și ca să vedeți, lucrarea asta din spatele nostru nici măcar nu este prin bugetul Ministerului Sănătății, ci este prin bugetul Companiei Naționale de Investiții, care și această companie are anul acesta cel mai mare buget din existența sa. E o lucrare de asemenea, o investiție foarte mare, de peste 26 de milioane de lei. N-am apucat, pentru că nu putem avea o evaluare după doar 2 săptămâni sau 3 săptămâni de când s-au apucat de lucru. În schimb, o spun ce spun peste tot, dacă noi în ziua în care ne vine factura calculăm maxim 2 săptămâni și o plătim, același lucru le cer și constructorilor, dacă și-au asumat un termen ar face bine să-l respecte. Nu sună nicio amenințare, sună o relație contractuală corectă între Guvernul României ca și finanțator și orice antreprenor cu care lucrăm. Mai ales că discutăm de o investiție sensibilă, într-un domeniu sensibil, cum este cel al sănătății, o lucrare care împiedică oarecum desfășurarea actului medical. Avem toată bunăvoința medicilor, în schimb avem nevoie și de operativitate din partea constructorilor. Bani avem, putem să plătim orice factură care ne intră în casă și e foarte important ca și această lucrare, ca și rezerva de apă, ca și celelalte foarte multe șantiere din județul Bacău să fie finalizate. Și pentru că am discutat până acum doar de o componentă foarte importantă de bani guvernamentali, mai trebuie să o spun o dată. O municipalitate, un oraș, un județ se dezvoltă și cu ajutorul banilor guvernamentali, dar și cu ajutorul fondurilor europene. Până nu rezolvă municipalitatea și plătește cei 8 milioane de lei, adică primăria Bacău trebuie să pună cei 8 milioane, nu se poate semna niciun contract de finanțare. Orice întârziere în a plăti cei 8 milioane înseamnă și o întârziere pentru semnarea unor proiecte de multe milioane de euro pentru municipiul Bacău. Pe fonduri europene. Avem toată disponibilitatea, în schimb nu pot să fac și nu putem să facem partea ce ține de primărie. Adică avem un debit de 8 milioane pe care primăria
trebuie să-l plătească, ulterior dacă își doresc să se judece, ne judecăm, dar, repet, orice zi de întârziere înseamnă o zi de întârziere pentru dezvoltarea prin fonduri europene a orașului Bacău. Oneștiul este platou de filmare de câteva zile pentru un serial produs de HBO Europa. Bani negri pentru zile albe este un serial de 6 episoade scris și regizat de Daniel Sandu, marele câștigător al premiilor GoFo din anul 2018. Filmările la serial au loc și în Onești, municipiul fiind ales pentru geometria interesantă a străzilor și clădirilor, dar și pentru că este plin de culoare. Filmările în municipiu se vor încheia pe 18 octombrie, iar în următoarele zile se va filma pe strada General Radu Rosetti, pe aleea Viorelelor, la Lelelor, în zona Muzeului de Istorie, în zona primăriei, pe Bulevardul Republicii, pe strada George Călinescu și în zona Spitalului Municipal. În unele zone, pe perioada filmărilor, circulația va fi întreruptă câteva ore. Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo. Marți, 8 octombrie, va fi parțial însorit, dar temperaturile nu vor urca prea mult în termometre. Maxima va fi de 12 grade Celsius, iar minima de 3 grade Celsius. Miercuri, 9 octombrie, vremea se va mai încălzi, astfel că maxima va ajunge la 20 de grade Celsius, iar minima va fi de 6 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Vă doresc o zi frumoasă. La revedere!